Bun găsit! Elan, entuziasm, simțul umorului. Ne distrăm! Berbecii pot avea parte de experiențe inedite pe care chiar ei le inițiază, nu țin cont de alții și fac trăsnăile pe care și le-au propus. Pentru tauri, ziua este aducătoare de liniște și pace. Poate chiar vor să stea singuri în colțul lor acasă sau în altă parte, dar își încarcă bateriile. Gemenii au chef de drum și bine le-ar sta între prieteni. Vorbesc mult, împărtășesc multe. Important e ca oameni de încredere lângă ei să simt bine. Pentru raci, ziua este mai practică și au chef să facă lucruri inedite pe care nu le-au mai încercat până acum. Unii poate chiar lucrează pentru birou sau au niște proiecte ei în minte. Pentru lei, se răsfață astăzi și este posibil să pregătească o excursie lungă sau chiar să pornească la drum deja. În tot cazul, sunt încântați de aventurile care îi așteaptă. Fecioarele, ar putea să aibă o zi minunată dacă se află lângă persoanele potrivite, se lasă pe mâna unor specialiști, poate că încearcă niște terapii. În tot cazul, pentru corp, pentru sănătate, este o zi minunată. Pentru balanțe, ziua poate aduce în cazul lor distracție, dar cumva depinde și de partenerul de viață sau de omul de lângă ei dacă e o distracție pe placul lor sau nu. Aspectele sunt bune, deci iese bine până la urmă. Scorpionii au de lucru sau sunt preocupați de afacerile lor, iar dacă se distrează, au distracția foarte în serios, organizează pe toată lumea. Pentru săgetători, ziua poate aduce voiaje, fie spirituale sau culturale, au experiențe deosebite, sau chiar voiaje geografice și sunt plimbăreți astăzi. Pentru capricorni, acordă mai multă atenție partenerului și familiei, fac surprize frumoase celor din jur, cumva vor ca ceilalți să se simtă bine. Vărsătorii sunt interesați de cum îi vede lumea și pot avea niște întâlniri unde apariția lor este spectaculoasă, le place să producă acest efect asupra celorlalți și le ies. Pentru pești, o zi potrivită pentru muncă, pentru că sunt inspirați și parcă lucrează mai lejer, mai ales dacă nu lucrează la birou, ci acasă și pot lăsa imaginația să își dea drumul, să funcționeze lejer. O zi bună pentru că suntem liberi, suntem în elementul nostru și nu facem activități apăsătoare, avem parte de experiențe inedite. Numai bine, ne vedem și mâine!